Ciobanii sibienii îmbie pe români să încerce și vacanțe în care nu primează confortul, ci simplitatea din inima naturii. Cei care doresc pot să se cazeze în colibele de lângă stână. Nu vor avea curent electric, saltelele sunt de paie, iar mâncarea este gătită doar la cea un însă are un în gust aparte. O astfel de experiență este posibilă numai în grupuri restrânse și costă 200 de lei pentru o familie cu doi copii. <frei> hai tu! <frei> Accesul către stânele din munții Cindrel se face numai pe jos, o oră și jumătate de urcuș prin păduri întunecate și pajiști însorite. Acolo, la peste 1400 de metri altitudine, este Ținutul Colibelor, locul unde ciobanii își pasc turmele de sute de ani. Când ajungi aici, îți dai seama că tot efortul pe care l-ai depus merită și pentru mine a fost ca o reconectare cu copilăria, cu momentele în care stăteam cu bunicii. Musafirii sunt invitați să se instaleze în podul colibei de lângă stână. Mirosul de fân, aroma laptelui fierbinte și căldura focului de lemne reprezintă confortul maxim pe care ciobanii îl pot oferi. Când vezi patul, priveliștea de pe geam, vrei să dormi aici, să stai o vreme aici, să experimentezi muntele și viața de aici. Am mirosit și așternuturile, patul cu fân, îmi place mirosul de fân proaspăt. A fost minunat. Ei, asta este slow travel, să te duci și să experimentezi tipul ăsta de viață pe munte, alături de ciobani, să vezi cum se face brânza. Peste zi, musafirii își ocupă timpul cu treburile pe care gazda le împarte. Bărbații taie lemne, femeile învârt mămăliga, iar copiii aleargă după oi. Seara ascultă vrăjiți poveștile gazdei. În munții Cindrel sunt peste 70 de astfel de colibe, iar jumătate dintre ele încă sunt folosite de ciobani. O asociație de turism și-a propus să le introducă în circuitul de cazare și să salveze astfel de la pieire și tradiția oieritului ciobanii urcă în continuare cu oile și, și pot vinde și aici brânza și pot să, să aibă un venit suplimentar din cazarea acestor turiști care practică ecoturismul. O astfel de experiență se adresează unui număr limitat de turiști, în special familii cu copii. O zi petrecută în vârf de munte, printre ciobani, costă 200 de lei pentru o familie de 4 persoane. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe Plus.